Bine ați venit în bucătăria Kitchen Shop! Astăzi vom face o rețetă ușoară de brioșe. Le vom coace într-o tavă specială de brioșe și în forme de silicon. În tava specială de brioșe vom folosi forme din hârtie de copt, multicolore, care ne vor ajuta la decor. Iar formele de silicon le vom pune pe o tavă obișnuită de cuptor. Pentru asta avem nevoie de 6 ouă, zahăr și imediat reamestecăm. Adăugăm smântâna fermentată. Dacă remarcați, n-am folosit telul, am folosit o lingură, pentru că nu vrem să obținem o compoziție aerată. Adăugăm făina și praful de copt. Încorporăm făina. Între timp, punem untul la topit și continuăm să încorporăm făina. Untul s-a topit, nu ne rămâne decât să-l încorporăm în compoziție. Bun, compoziția este gata. Într-una o să facem brioșe cu lămâie, în cealaltă brioșe cu cacao. Punem coajă de lămâie, punem cacao. Pentru a umple formele, vom folosi un poș Westmark pe care îl găsim în magazinele Kitchen Shop. Bun, am umplut formele cu compoziția. Nu ne rămâne decât să le băgăm la cuptorul preîncălzit la 170 de grade timp de 15 minute.